Manifestările au debutat la ora 10 cu o slujbă de pomenire a maestrului Ion Irimescu, urmată de mesaje și alocațiuni. Mai toată Moldova este aici, de la Bacău, la Neamț, la Botoșan, mai toate județele. În afară de asta, e prezentă chiar și țara. Transilvania e prezentă prin reprezentanții săi de la Bistrița. A urmat apoi momentul inaugural, urmat de vizitarea muzeului și de un moment muzical susținut de grupul cameral al Asociației Fălticeni Cultural. E domnul Oliv Mircea, de asemenea Bucureștiul este prezent. Într-un fel, toată țara îl cinstește și e o cinstire bine meritată, pentru că e un artist de talie națională și universală. Ne bucurăm că suntem în situația fericită de a redeschide festiv muzeul Ion Irimescu. Avem cu ce ne lăuda la Fălticeni. Urmează, bineînțeles, adaptarea unui nou plan și a unei noi strategii de marketing, pentru că această colecție unică în lume trebuie să facă, într-adevăr, să reprezinte un simbol pentru tot ceea ce înseamnă turismul cultural din România. Acest proiect nu s-a terminat, este undeva în plină ascensiune și evoluție. Vor contribui trei mari instituții, Primăria Fălticeni, Consiliul Județean Suceava și Ministerul Culturii. Bineînțeles, cu toți cei care vor să sprijine și să dea o mână de ajutor la finalizarea acestui proiect. Redeschiderea Muzeului de Artă Ion Irimescu a adus și noutăți în ceea ce privește expoziția de sculptură. Printre lucrările propuse spre vizionare se regăsesc și 13 sculpturi turnate în bronz după închiderea muzeului.